Bună ziua, să rămâne tuturor, doamna secretar, domnule primar, domnule și domnule consilier local. Mă bucur să fiu azi în mijlocul dumneavoastră la ședința festivă de constituire a Consiliului Local, depunerea jurământului din partea dumneavoastră a Consiliului Local și depunerea jurământului din partea domnului primar ales al comunei Ion Creanga. O să dau citire pe scurt hotărârii judecătorii și 465, pronunțată în dosarul 5689/291/2020 de către instanța judecătoria română, iar instanța admite în parte cererea formată de biroul electoral de circunscripție numărul 46 al comunei Ion Creanga de validarea mandatului de consilier local din cadrul consiliului local al comunei Ion Creanga și validează următoarele mandate. Crisanov Nicolae, Irimia Gheorghe, Năstase Neculai, Petroșanu Ivan, Niță Liv, domnul Leonte Bogdan, Constantin Vasile Cujbă Neculai, Chirac Constantin Cujbă, Mâncare Pănăreu Gabriela, Cuci Bogdan Vasile, Petrache Gabriel, Iacoban Constantin, și Huci Ion. Se invalidează mandatul Consiliului Local Tabacariu Dumitru Dorin și a Consiliului Local Borcilă Sorin. Probabil domnul Tabacariu a votat pentru mandatul de primar. Și domnul Borcilă i s-a retras sprijinul sau? Așa ați putut la dumneavoastră la partea. Nu știu, nu comentez aici, domnul consilier. Și trebuie, urmează ceilalți doi, nu aveți încheiere de primar, nu pentru supleanță. Sunt acolo, Iacoban și cu Cuci, îți validați. A, ați validat deja, da. Ce zice, da, deci Cuci Ion, da, intră în locul... Lui Borcilă. Lui Borcilă și în locul dumneavoastră multă pe care eu... Iacoban. Domnul Iacoban Constantin, am înțeles. În regulă. Decan de vârstă? Domnul consilier și asistat de cei mai tineri doi consilieri. Domnul Bogdan și domnul Bogdan, nu? Da, da. Amândoi asistați cu domnul președinte și din țărta. O să vă rog atunci... Avem un întârziat cu Ungureanu, dacă trebuie să ajungă și el. Vă rog, să sperăm să ajung, da? Și am întârziat 10 minute. Să ajungem în momentul. Poftim? Ajungem în momentul. Da, pe zic că așteptăm să ajungă, nu? Începe am început. Are timp să ajungă. O să vă rog, domnule consilier, să dați citire în ordine alfabetică, să strigați consiliul local, ca fiecare consilier local. Mâna stângă pe Biblie, mâna stângă Biblie și Constituție, jurământul de întâmplare, faceți doamna consilier. Cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Ion Creanga. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Felicitări, doamna consilier. Următorul, domnul Chela. Dar nu putea să citiți doar partea de jurământ. Da. Mulțumesc frumos. Da. Subsemnatul Chilarul Constantin, consilier local al Consiliului Local Comunei Ion Creanga, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce sunt puterea și principiile date de binele localității comune, eu cream. Așa se merge de Dumnezeu. Felicitări, domnul consilier. Constantin Martin.
Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce este în puterile și priceperea mea pentru binele tuturor comunei Creanga. Așa să mă putem vedea. Tot ceea ce sunt putere și priceperea mea pentru mine, în viitorul Comunei Creanga. Așa să ne ajută Dumnezeu. Domnul consilier. Domnul Puiu Nicolae. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Creanga. Așa să ne ajute Dumnezeu. Consiliul local al Comunei Creanga, în conformitate cu prevederile
jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce este în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Ion Creanga. Așa se lasă de Dumnezeu. Felicitări, domnul consilier. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac tot ce să zicăm puterea și perceperea mea pentru binele locuitorilor comunei în care am dat să-mi ajute Dumnezeu. Felicitări, domnul consilier, de când de vârstă a fost în local. Domnul Ungureanu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce se întâmplă în respectivele mea pentru binele locuitorilor comunei Ion Creanga. Asta să vă respect Dumnezeu. Felicitări, domnul consilier. Ați epuizat? Da. Mulțumesc, doamnă secretar. Punctul 2, vota citire de încheiere sistemul 439. Din dosarul 5-6-8-291-2020 al judecătoriei Roman, prin care instanța numele legii dispune, în baza articolului 101, aliniatul 2, legii 115-215, actualizată și acum 49, din legea de 1057-2019, prevăzând codul administrativ, validează alegerea în funcția de primar al comunei Ion Creanga, județul s-a candidat prin Tabacariu, Dumitru Dorin. Domnule primar, felicitări și vă invităm să depuneți jurământul. Haideți să vă mulțumesc. Cuvântul.
Cum vreți. Bogdan, vreți să... Cum și-am vedea cuvinte, vreau să felicit pe domnul primar, să-i urez succes, putere de muncă. Îmi doresc, cred că în același sentiment cu toți colegii de consiliu local, să facem lucrurile, comunitate, să avem rezultate și toate acele situații sau probleme identificate în campaniile noastre electorale, să le materializăm, să le soluționăm. Să putem să cel mai la fel comunității, tot ce ne propunem noi în consiliu. Bravo. Felicitări și să avem succes pe ce facem. Bravo, bravo! Da, trebuie să felicit pe domnul primar ales al comunei Ion Creanga, deci, în aceea vârstă, mai chiar că ne place o numărată foarte bună. Sper că avem și următorul consiliu local, să facem echipă și să ne ducem la îndeplinire proiectele comune, cel puțin comune, care le-am avut în campania electorală. Încă o dată felicitări și mult succes! Felicitări, mulțumim! Dacă dați voi, vă dați o felicit și noi, echipa Pro-România. Da, vă rog, vă rog, urma, am uitat pe incidența pentru... Vă urez, domnul primar, putere de muncă și sper să facem echipă, exact cum spuneați acestui noastră, pentru cetățean și cetățean, pentru comuna noastră. Felicitări! Bravo! La urmă o să vă spun și eu câteva gânduri. Sunteți 15 consilieri locale pe acest mandat, cu reprezentare a 4 formațiuni politice în Consiliul Local, PNL, PSD, USR, România, până la urmă trecând de capitolul politic, pentru că alegerile s-au încheiat în 27 septembrie. În mod normal, ce a fost de spus, de argumentat, ce au fost poate discuții contradictorii între candidați, normal ca să zic așa în campanie, ar trebui, mult normal, să se încheie pe o dată cu investirea nouă în Consiliul Local și așa cum dumneavoastră, Consiliul Local, a zis astăzi cu mâna pe Biblie și pe Constituție, să faceți tot ce vă stă în putere și în pricepere pentru binele locuitorilor comunei Ion Creanga. Sens în care eu consider normal, am fost și eu consilier local și viceprimar, sunt prefect, consider normal în orice comunitate, indiferent ce formațiuni politice sunt în interiorul Consiliului Local, indiferent cine a câștigat mandatul de primar, că principalul deziderat al dumneavoastră trebuie să fie materializarea și hotărâri pentru proiecte importante pentru administrația publică locală și care sunt în interesul cetățenilor. Orice proiect care se materializează prin votul dumneavoastră poate să însemne dezvoltare. Că putem vorbi de apă, de canalizare, de gaz metan, de asfaltare, de alte și alte investiții sau reparații sau proiecte, întotdeauna să aveți în vedere că acele proiecte pe care vreau să le descoperăm în Consiliul Local, acele proiecte nu deservesc o persoană sau un grup de persoane. Acele proiecte sunt pentru dezvoltarea comunității pe ansamblu. Acele proiecte, dacă ele se implementează și sunt finalizate, beneficiază locuitorii din comuna Ion Creanga. De asta, sfatul meu și apelul către dumneavoastră este să aveți discernământ, înțelepciune, gând bun, suflet curat și să luați deciziile întotdeauna care sunt în sprijinul comunității. Nu contează când devin propunere de hotărâre de consiliu local, de la un grup de consilier, de la aparatul tehnic de specialitate din primărie, de la domnul primar. Important e să existe dezbatere, dar să existe și gând comun în adoptarea proiectelor de interes local. Mai departe, domnule primar, vă felicit pentru un mandat. De altfel, cu domnul primar, proaspăt ales, ne cunoaștem de mult. Vă urez pentru că ați avut un primar în comunitate, Dumnezeu să-l ierte, pe domnul Brichiș, care a fost un reper în comunitate, sigur, a avut și adversari, a avut și oameni care l-au susținut, care a fost un primar cu realizări în comuna Ion Creanga. Vă doresc și noastră, domnule primar, să aveți realizări și mai mari, dacă se poate. Iar întotdeauna când veți avea proiecte pentru comunitatea din Ion Creanga și care stau în atribuțiile mele de serviciu sau în zona de decident a Guvernului României, veți avea în mine instituția prefectului și în colegii de județ un sprijin
sprijin pentru a realiza investiții, pentru că, repet, investițiile și proiectele sunt pentru comunitate, nu sunt doar pentru un singur om. Sunt în anul 2021-2027, în acest exercițiu financiar al Uniunii Europene, aproximativ 80 de miliarde de euro. Sumă record pe care România a obținut în ultimii 30 de ani la Uniunea Europeană. Stă doar în puterea și priceperea dumneavoastră să aveți oameni pricepuți în primărie sau, dacă nu aveți sau nu vi permiteți să îi țineți angajați, să aveți o zonă de consultanță foarte bună pentru a vă scrie proiecte cu finanțare europeană. La fel, vă sfătuiesc să aveți și pe zona de proiecte care țin de bani guvernamentali, pe compania națională de investiții sau alte domenii, fondul de mediu, Ministerul de Dezvoltare și Lucrurilor Publice, consultanță sau oameni bine pregătiți în primărie, care să știe să scrie și să facă proiecte bine documentate, legale și pe care să le trimiteți la București. Pentru că, așa cum în vestul țării sau în alte părți din țară, nu doar în vest, primari care nu are nicio legătură cu atenția lor politică, au reușit să facă într-un mandat, poate două lucruri extraordinare și au schimbat o totalitate fața comunităților lor cu bani europeni sau guvernamentali, pentru că dacă un proiect e scris bine, nu poate să se de ce absolut nimeni să nu fie eligibil pe proiectul respectiv. Mai ales că vorbim de bani europeni. Este imposibil ca cineva să te șunteze, să spună, domnule, nu vreau să susțin proiectul respectiv pentru că e a unui primar de o floare sau de alta. Așa ceva nu se poate. Este imposibil. De asta, dacă faceți proiecte bine documentate, cu consultanță bun, cu specialiști, puteți aduce bani europeni și puteți aduce milioane de euro. Asta este sfatul de la început de mandat. Să aveți un mandat ușor pentru un consilierul de primar, dar un mandat care să fie și plin de muncă și de realizare. Doamne ajută, gândul ce bun, felicitări și succes tuturor! Domnule președinte de ședință, dacă nu... Dacă nu mai sunt alte discuții, declarăm ședința închisă. Mulțumim, domnule președinte! Mulțumesc pentru participare! Cu drag!